sigur pentru Orchestra Musica Divertis și pentru corala Armonia. După cum am văzut, dragii mei, și mai ales după cum am auzit, muzica este o adevărată fereastră către Dumnezeu, care iată face să vibreze de frumusețe și bogăție duhovnicească sufletele celor care o ascultă, umplându-le de bucurie și de fericire. Aceste sentimente le trăim cu toții acum, urmărindu-i pe acești oameni minunați. Aplauzele dumneavoastră sunt pentru dânsii. Le mulțumim. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dăruiască tot binele din lume. Orchestra Musica Divertis și corala Armonia. Dragii mei, dacă doriți să duceți acasă cu dumneavoastră o amintire frumoasă a acestor oameni minunați, o puteți face prin achiziționarea unor compact discuri care sunt aici, așa după cum le vedeți, în apropierea scenei. Să vă bucurați sufletele nu numai acum, ci de fiecare dată când le veți asculta melodiile, când îi veți vedea cum cântă și cum ne aduc bucurie în suflete. Aș vrea să mai reiterez o dată pentru dumneavoastră invitația de a nu uita că atunci când credeți de cuvință, că atunci când se poate, să vă bucurați, așa cum frumos spunea cineva odată, să vă bucurați de șansa de a fi părtași bucuriei ca noi, ca dumneavoastră, ca noi, generația noastră, să construim pentru veșnicie o casă lui Dumnezeu și să aduceți prin nos, prin aceasta de mulțumire, pentru toate binefacerile de care Dumnezeu v-a învrednicit și ne-a învrednicit, punând o cărămidă la construcția și la temelia casei lui Dumnezeu pe care o ridicăm în semn de mulțumire pentru noi, pentru părinți, pentru străbuni și pentru copiii noștri. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați invitați, dragii mei, după cum mărturisește despre ea însăși că eu nu am visat vreodată că voi cânta, că voi fi artistă de muzică populară. Acesta a fost planul de sus al bunului Dumnezeu. El îmi călăuzește pașii și mă duce zi de zi unde dorește, unde consideră că mi este locul și unde sunt de ajutor. Astăzi a rânduit bunul Dumnezeu ca la noi în Mănăștur, la Cluj-Napoca, în inima Ardealului, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, o doamnă a cântecului popular ardelenesc și românesc, cu un repertoriu bogat și o înaltă ținută artistică, cu inima plină de emoție și bucurie, să o avem alături pe Sava Negrean Brudașcu.
probă, 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 2-4, probă, probă, 10, 8-10, probă, probă. Cum să nu vă spun din toată inima mea, iubească-vă Dumnezeu! Eu îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că în această sfântă, mare zi de sărbătoare ne-am prednicit să fim împreună la chemarea Părintelui Paroh Dan. Am venit cu toții, fiecare cu harul și darul lui. Îi felicit pe artiștii mari care au fost în fața dumneavoastră venind de departe să cinstească această sfântă, mare catedrală a neamului românesc. Cea mai mare, Sfântul Petru și Pavel. De aici, ia dumneavoastră, a sufletului dumneavoastră cu care ați contribuit fiecare, cum l-a ajutat Dumnezeu ca să o vedem ridicată, cum nu-i alta în lume. Să știți că stâlpii Petru și Pavel, apostolii aceștia doi, sunt stâlpii creștinătății. Sunt cei mai iubiți, cele mai frumoase și multe biserici din România poartă hramul și numele sfinților Petru și Pavel. De aceea zic și eu tuturor celor dintre dumneavoastră care le purtați numele Petru, Pavel, Paul, Dumnezeu să vă dăruiască mulți ani să purtați cu cinste și demnitate, în credință, numele care l-ați avut la botez. Și acum îngăduiți-mi să încep momentul meu cu o cântare a căror versuri îmi sunt foarte dragi, că au izvorât de aici, din sufletul și din inima mea. Iar tata citea rar.
eu mă tem că voi pieri în marea de păcate. Că tu cu mine ești, Iisus, mă și în sufletul dumneavoastră aceste momente de început care trebuiau încă o dată să preaslăvească credința noastră. Când avem credință, avem de toate. Când avem credință și educație, societatea noastră nu va pieri. Când pierde credința, pierde totul. Dumnezeu să ne aibă în paza Lui. Și acum, dragii mei, îngăduiți-mi să mă... Încă o dată, să vă spun dumneavoastră că pe Părintele Paroh îl leagă multe de părțile astea ale noastre și mai ales de moții care plecau pe vremuri cu ciupară în toată țara. Doamna preoteasă, prezbitera, este din Apuseni. Haideți să nu uite, Părintele, că l-avem în vedere! Și cu tocuri de rășină
să le dea pe farină, căci munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă, săracă țară bogată. Dar s-a-ntoarce
dumneavoastră acum. Mai tare să vă audă Sfinții Părinți de aici. Îmi tot Doru și doru.